N-au confirmat. A venit ieri confirmarea. Au venit și mi-au mărutat numai, aveam 4 morți aici și unul dintre 5. Mi-au mărutat numai pe aia, pe aia și a lăsat așa. La ce oră au venit? Azi noapte. Nu, pardon. Da. Cum se face că au venit noaptea așa? Păi asta i-am întrebat și eu ieri. Ceva suspect. De ce ați venit numai noaptea? Ce a scos? Ai ceva de ascuns? N-am zis nimic. Faceți-vă treaba, nu-i problemă. Dar cum vii tu și ăsta report de 90 de kg, mi-l treci 40-50 de kg, munca mea, vine un doctor din fix. Cine ești, mă, tu să încântărești tu munca mea din fix? Nu l-au cântărit cum? Ce să cântărească, doamnă, nimic? Ce, noi avem cântar, puteți să vedeți că avem cântar aici, dar n-au cântărit nimic. I-am trimis la un prieten de-al meu și el e suspect pe asta, aici și aproape, și când am ajuns înapoi, opriți și până nevastă mea. Eu steam cu escavatorul să mă stă pe groapa pentru ăștia de azi, ca azi, că vină să-i omoare ca să-i bagi singur apă. Și o pune pe nevastă mea să semneze în locul meu. Stați un pic, că mie nu vine să cred. Au venit noaptea? Nu, domne, noaptea. La ora 12 noaptea, doctorii săpau cu hârlezul groapa. Sunt groapii porcul, primul porc, alaltă seară. Și aseară tot noaptea. Ia, sunt pozi noaptea când s-a făcut excavatorul și când iau și ei. Și ce v-au zis? De ce v-au zis? Totuși, de ce noaptea? Ce v-au zis? Păi, tu te întrebați de noapte. Nu v-au zis nimic? Nu, nimic. Aseară le-am zis eu. Păi ceva e suspect cu voi aici. Ați venit numai noaptea. Cine ați? Vreți să ascundeți ceva? Nu, că... A, m-au mințit ieri, m-au sunat ieri dimineață și mi-au zis că astăzi, ieri cum ar fost, venim sigur și omorâm pe toți și îi îngropăm. V-au zis că e pestă, sigur? Dacă a venit confirmarea de la laborator... Iată-ți un pic așa, că parcă vorbim la...